Bonnie și Clyde la Virgin Radio, bună dimineața! Dar ne auzim altfel, avem căști noi dacă... A, schimbat căștile. iartă-mă, ia uite, nu am deschis. Nu ai deschis, Oh, mai faci, mai faci. Ce faci, măi? ASMR? Mi-am închis microfonul meu. Ah, ok. Bun, dragilor, avem pentru voi în felul următor. O provocare, se numește Steal the Fame. Nu știu dacă ați ascultat mai devreme radio când venea spre noi, dar Aluca a dat o piesă jos de la Connector din playlist-ul nostru. Okay. Da. A avut de ales dintre mai mulți artiști și a zis: bă, pe ăsta nu-l suport cel mai mult. Da, a zis, așa frumoasă e prietenia între ei, și măcar nu ne crede corect. A zis, bă, de la Connector pot să dau, că nu. Mai avea de ales dintre alții și te-a ales pe tine și a dat jos Umbre. Umbre, da. Da. E, oricum, la câte player are, e unul acolo. Iar acum noi vrem să punem Iasomnie. Ok. În următoarele 4 ore, dar trebuie să scoateți piesa unui artist român din playlist. Român, se numește Steal the Fame, toată treaba asta. Mm. Okay, și să dăm jos o piesă ca să intre noastră. Scoatem o piesă ca să intre de 4 ore. E urât rău de tot. Urât, nu? Da. Uite, Johnny, eu sunt pregătit. Dai așa să reglez publicitatea. Avem de ales așa. Florian Rus. Așa. Poți să dai de la Florian Rus. Dar ce piesă Florian Rus? Partea mea de vină. Partea mea de vină, gata, o știu, da. Partea mea de vină. Asta. Așa. Bun. Emma. Emma, frate, cum să Emma e tare. Emma e tare, nu poți, da. Nu poți. Poți să-i dai piesa Raluca, cu Iam Soarele. Da, poți să dai. Putem să dai. Păi a fost deja de două ori. Mai, deci, avem, mai avem Smiley și Juno, Scumpă Foc. Așa. Bam. Carla's Dreams. Bine, mă, că mă întreb pe mine, eu ajuns Carla's Dreams. Da. De ce piesă are Carla's Dreams? Victima. Nu știu. Bun. Ombladon și Biță. Și Avicii nu-i de-al nostru. Așa. Atât. Deci, hai că vezi din ce să ziceți. Sincer, din toți, deci, din ce am auzit până acum, mi se pare greu. Biță cel mai... Adică pe Biță la scoate. Perfect. Bine. Am tăiat Biță cel mai... Okay, gata. Direct. Intră Connector. Niciun haz. No, niciun haz, auzi? Nu, pe celălalt sunt artiști, adică sunt foarte buni în compoziții, cantautori, sunt buni. Mă rog, nu-mi place mie personal, părerea mea. Da, nu trebuie să... Și acum punem, aici am eu o preferință imediat după, dar punem, uite, mai târziu, în ora asta. Ia somnie, trecem după 11. Bun. Punem din nou, o punem de 4 ori fiecare oră. Ok. Iar... Să știi că mai aveam un de ăsta, dar nu cred că vrei să faci asta. Mai aveam un challenge la jocul ăsta. Dacă vrei ca nimeni să nu-ți scoată ție piesa în următoarele ore, așa, mai vin artiști, trebuia să-l sun pe artistul a cărei piesă ai dat-o jos și să-i spui că ai făcut. Da. Da? Da. Și el îmi răspundea înapoi: trebuie să încetați cu Caterinca. Trebuie să... Da. Superb. Ziceam, nu. A murit. Nu e Caterinca. Doamne, superb. Johnny, facem și cu tine challenge-ul ăsta, doar că îl facem la final de... Dau și o piesă jos? Normal. Păi, sunt și pregătit să-mi sun. Aolo, stai, mă. El vrea să gata, sune. Știu ce spune. Păi cine? El vrea să scoată să... păciunul. El am ce spune. Ok, bun. Bun. Și-l sun și zic. Da, ca să nu-ți mai scoată nimeni piesa ție. Bun. Perfect. Ne întoarcem imediat cu Connector și Johnny Romano. Bună dimineața. Așa? E live-ul. E live-ul ăla. Live-ul care a rupt, a făcut un milion. Aoleu. E live-ul ăla. E live-ul ăla.